Astăzi vom dezbate una dintre temele importante aflate pe ordinea publică, în atenția populației și se referă la bugetul de stat pentru anul 2020. Sunt împreună și susțin această conferință, împreună cu specialiști în diverse domenii și vrem să dăm un răspuns pe care Partidul ADER îl are referitor la acest domeniu extrem de important pentru viața oamenilor în anul care vine. Sunt împreună cu domnul profesor universitar dr. Ioan Gherghina, președintele Consiliului Național al Partidului ADER, domnul avocat Culea Orlando, este președintele interimar al organizației București a Partidului ADER și este expert în domeniul administrației centrale și locale, de asemenea împreună cu domnul Antofie Alexandru, de asemenea cu expertiză importantă în domeniul apărării și siguranței naționale și de asemenea împreună cu domnul Cătălin Dumitru, care este expert în domeniul comunicării. După cum vedem, dezbaterea principală în această perioadă este despre cum se va aproba bugetul și nu neapărat despre conținutul bugetului de stat. Cred că principala temă care ar trebui dezbătută ar fi aceea legată de conținutul bugetului de stat, pentru că, sigur că prevederile sale poate avea consecințe bune sau mai puțin bune pentru toți locuitorii României. În această perspectivă, întrebarea care se pune este aceea cum se va aproba bugetul. Prin asumarea răspunderei guvernului, și vedem că guvernul Orban nu exclude această posibilitate, sau prin aprobarea bugetului în Parlamentul României. Din punctul nostru de vedere, apreciem că aprobarea bugetului în Parlamentul României este una benefică și poate să asigure, bineînțeles, implicarea tuturor forțelor politice și asumarea tuturor forțelor politice a acestui buget, care, repet, până la urmă va avea consecințe asupra vieții noastre de fiecare zi. Trebuie să remarc faptul, din ceea ce observăm pe scena politică românească, că partidele de la putere au o anumită temă, au o anumită teamă în legătură cu aprobarea bugetului în Parlamentul României. Cred că actuala putere nu mai are majoritatea în Parlamentul României. S-a văzut acest lucru și la aprobarea legii privind majorarea alocației pentru copii, la care puterea a încercat fără succes să se opună. Sigur că și această măsură are implicații în nivelul veniturilor și cheltuielilor din bugetul de stat al României. Dacă nu vor reuși să treacă bugetul prin Parlament, guvernul cade efectiv. Guvernul Orban poate deveni o amintire. O a doua categorie de probleme pe care aș vrea să, foarte pe scurt, să discutăm despre ea, câteva cuvinte despre conținut efectiv al bugetului de stat al României pe anul 2020. Veniturile acestui buget au o majorare de 8,6% față de anul 2019, datorită creșterii preconizate și atenție, ce spune guvernul, a impozitelor și taxelor. Deci să ne așteptăm anul viitor la o creștere a impozitelor și taxelor care să asigure această sursă de venituri suplimentară la bugetul național. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020 vor fi cu 11,3% mai mult față de 2019, iar deficitul bugetar va fi în jur de 4%, 3,94%. Deficitul bugetar la peste 4% va scădea pe plan extern încrederea, nu, finanțatorilor în economia țării și, de asemenea, drept consecință, împrumuturile pe care guvernul le va face și le va face actuala guvernare vor fi foarte scumpe și vor împovăra pentru viitor România și locuitorii României. În legătură cu filozofia bugetului, cu modul în care el este construit și se referă la viziunea de dezvoltare a guvernului pentru perioada următoare. Trebuie să remarcăm un lucru, și anume că este un buget care asigură o dezvoltare prin investiții
sau care propune o dezvoltare să se bazeze pe consum. Sunt cele două tendințe majore și la nivel european și la nivel mondial. Fiind un partid liberal de dreapta la guvernare, ne așteptam ca să fie un buget bazat pe investiții, adică investițiile să aducă surplusul necesar de resurse pentru dezvoltarea țării. Dar, surpriză, total fals. Dacă este unul construit pe consum, consecințele unui asemenea buget sunt foarte mari. Și anume, va trebui să tipărească mai mulți bani și să arunce pe piață. Economia nu asigură necesarul de produse pentru populație și va fi necesar să importăm produse din import. Dezvoltăm economia altor țări astfel. Deci banii pe care noi îi plătim pentru produse pe care le importăm nu vor fi dirijați spre economiile altor țări europene și nu numai. Rata inflației va crește, iar aici, în legătură cu rata inflației, trebuie să vedem că dacă la nivel european rata inflației este în jur de medie 1,92%, rata inflației în România este preconizată la 3,9%, adică dublu. Deci, practic, puterea de cumpărare a oamenilor va scădea foarte mult și lucrul acesta se observă în fiecare zi. Dacă un buget ar fi fost construit pe investiții și ne așteptam la acest lucru, acesta ar fi asigurat o creare progresivă de resurse financiare sustenabile pentru toate sectoarele pe criterii de performanță, pentru educație, pentru sănătate, pentru apărare națională, pentru cultură și așa mai departe. Deci pentru toate domeniile esențiale ale vieții sociale a oamenilor. În concluzie, din păcate, bugetul actualului guvern este unul populist, este unul propagandistic și care nu poate să asigure o dezvoltare sustenabilă a României. Păcat că este promovat de către un partid liberal care este cu ochii spre alegerile care vin în anul 2020, mă refer la cele locale și la cele parlamentare. Păcat că mai ratăm cel puțin un an de zile. Cum se situează bugetul sănătății pe anul 2020 în contextul Uniunii Europene? Ceea ce caracterizează bugetul actual este că își păstrează caracteristica de a fi cel mai mic din Uniunea Europeană. Dau doar exemplu ultimii 3 ani, și anume 2017, 4,96% din PIB erau pentru sănătate alocați în România. Ori în Uniunea Europeană erau 9,6% atunci. Între 2018 și 2019 au oscilat între 4,96 și 5, sub 5, n-a atins 5 în 2019, iar în Uniunea Europeană s-a menținut la 9 sau peste 9%. Deci bugetul nostru în acești ani, ultimii 3 ani, a fost aproape jumătate din media Uniunii Europene. În 2020 ce se întâmplă? Procentual crește la 5,6, dar tot rămâne pe ultimul loc din Uniunea Europeană, care își păstrează tendința de a avea 9% din acest buget. Ministrul Sănătății, un specialist remarcabil în domeniul pe care servește medicină, și anume dr. Victor Costache, și-a exprimat dezamăgirea că acest buget al sănătății este printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Totuși, spune că sunt și posibilități de a mai fi crescut prin două manevre financiare, ca să zicem așa, una că se deplasează o sumă de bani de la care finanțează programe la Ministerul Sănătății către Casa Națională de Asigurări de Sănătate de circa 3 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că va crește de la 38 miliarde la 41 de miliarde suma pe care o va gestiona Casa Națională de Asigurări. Și o altă posibilitate de a crește este datorită unui program operațional european care de asemenea va aduce circa 2 miliarde. Deci, în acest fel, bugetul pentru sănătate va mai fi ameliorat. Care sunt principalele surse de finanțare pentru sănătate? Trebuie spus că principala sursă de finanțare a sănătății este realizată de cetățenii care sunt asigurați prin asigurările obligatorii de sănătate și care sunt garantate de stat, respectiv de guvern, și care realizează fondul pentru sănătate la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aceasta este o sursă. O altă sursă este tot de la cetățeni, prin sumele colectate prin ANAF,
prin impozite, taxe și altele, care realizează bugetul național, din care se alocă un procent pentru sănătate, în cazul acesta, anul 2020, 5,6%. Mai sunt și contribuțiile la asigurările sociale, din care o parte, de asemenea, pot fi dirijate către probleme de sănătate, cum ar fi persoanele cu dizabilități, infirmități, cu cei care însoțesc și alte costuri aferente asemenea situații, care vin din asigurările de sănătate. De asemenea, contribuțiile realizate prin proprii venituri proprii. Ministerul Sănătății are și venituri proprii prin serviciile care le face. De asemenea, prin cercetare, și anume prin granturi. Granturi înseamnă contracte pentru rezolvarea unor probleme în domeniul sănătății, contracte care sunt plătite de diverse institute de stat naționale sau internaționale. Și mai este ceva, și anume asigurările de sănătate private. Ele au fost introduse înainte de guvernarea PSD, în mod obligatoriu. Guvernarea PSD a transformat-o în plăți voluntare. Câteva cuvinte despre aceste asigurări private. În România, deci, au caracter obligator, acum, de la noua conducere a țării, deci caracter obligator, și se cere ca să rezolve multe probleme din sănătate. Ce se întâmplă în lume cu acest lucru și în două, trei cuvinte, și în Uniunea Europeană? În lume, ele au importanță în rezolvarea problemelor de sănătate mai mare, în unele țări, cum sunt Statele Unite Americii, cum este Australia, cum este Elveția. Și din Uniunea Europeană, în Franța, au importanță mai mare. În celelalte țări ale Uniunii Europene, aceste asigurări private de sănătate, aceste deci asigurări, sunt voluntare. Asta pe de o parte. Ele sunt administrate de instituții non-profit, după sistem non-profit. La noi sunt administrate după sistem profit, deci non-profit. Ele nu au un rol important, cel mai important, în asigurarea plății serviciilor medicale, ci doar un rol suplimentar sau complementar. Deci nu ele rezolvă probleme. Și de unde se plătește sănătatea? Din fondurile publice realizate de la buget și de la asigurările sociale. Inclusiv în Franța acest lucru. Deci acestea sunt oarecare diferențe. Mai trebuie spus că ele intră în plată cam după 30 de ani de cotizare. Deci cam acestea ar fi sursele care le avem pentru finanțarea bugetului sănătății. Ce se poate realiza cu acest buget? Extrem de importantă este dotarea tehnologică. Ea a început deja cu instalațiile pentru intervenții urologice în circa 14 centre, pentru că de 17 ani nu s-a mai înfrit. De asemenea, vreau să spun că în domeniul copilului s-au făcut o serie de investiții legate de 1000 de incubatoare. De asemenea, este un proiect mare, pentru numai câteva dau, pentru cele trei spitale regionale de care tot se vorbește, la Iași, la Cluj și la Craiova. Pentru acestea, trebuie să avem și coplata, adică România, pe lângă fonduri europene care le sunt alocate, noi trebuie să avem și fondurile noastre și care, evident, în acest buget mic, care nu știu cum se poate descurca și dacă acest proiect va demara sau nu în 2020. După cum se văd aceste cifre, părerea mea este că nu este posibil. În domeniul prevenției, un lucru extrem de important este legat de vaccinare. Trăim acest lucru în acest sezon de infecții respiratorii. La institutul nostru, în ultima săptămână, s-au dublat consultațiile pentru infecții respiratorii. Cum stăm cu vaccinarea potriva gripei, care deja ieri a făcut o victimă, o persoană peste 50 de ani, care a murit având gripă, bineînțeles, și alte probleme. Dar tocmai aceste alte probleme o indică că trebuia cu prioritate vaccinată. Ce se întâmplă cu vaccinarea? Există, după recomandările OMS-ului, niște recomandări speciale pentru această vaccinare, legate de vârstă, legate de boli cronice, care duc tocmai la complicații și la deces. Și care e situația? Păi situația este că nu avem vaccin suficient în țară. Nu a fost achiziționat. Oare legat de buget? Probabil că da. Că nu mă chipui că au fost niște nereguli în achiziție. Trebuie să ai în primul rând banii ca să poți cumpăra vaccin pentru toată țara. Deci nu avem vaccin, avem campania antivaccinare și nu avem o lege a vaccinării. Deci legat de toate aceste lucruri, toate acestea costă.
Și nu mai avem altceva. Nu mai avem independență în producerea vaccinării, pentru că nu mai avem producție de vaccinuri la Institutul Cantacuzino. Se vorbește de acest lucru, dar până acum nu s-a realizat nimic. Administrația publică este un domeniu extrem de important. Cum abordează Partidul ADL acest subiect? Studiind bugetul pe care actualul guvern l-a proiectat pentru anul 2020, observăm că împărțirea s-a făcut mai mult pe criterii politice, fără a se păstra o proporționalitate între zonele țării. Dacă în anul 2019 s-au alocat pentru acest program circa 7 miliarde de lei, observăm că anul acesta mai sunt alocate doar 2,2 miliarde de lei pentru acest program, pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL faza 1 și PNDL faza 2. Mai mult decât atât, am observat că pentru PNDL faza 1 se alocă doar 200 de milioane de lei, urmând ca abia în faza 2 a acestui program să fie alocate încă 2 miliarde de lei. Considerăm că este foarte puțin, oamenii nu pot obține rezultate pe aceste sume, iar riscăm ca foarte multe proiecte începute în administrație să se suspende sau să rămână în această fază, întrucât nefiind bani, autoritățile locale nu pot continua programele pe care le-au început. Gândindu-mă la București, acum, pentru că am activat ca și consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București, considerăm că sumele ce vor fi alocate Bucureștiului ar putea fi mai mari, iar insist și sper că actuala guvernare va putea să ia în calcul această variantă, ca transportul, metroul, ca transport local să fie transferat către municipalitate, așa cum este, de fapt, în fiecare capitală europeană. Metroul ține de oraș. Și având în vedere că astăzi a fost o ședință de guvern în care s-a abrogat renumita ordonanță 114/2018, nu pot să închei fără să mă refer și la acest lucru. Prin ordonanța pe care guvernul a dat-o astăzi, a anulat, practic, dreptul oamenilor la muncă. Mă refer la faptul că nu mai pot pleca cu delegare oameni competenți din mediul privat care să meargă să lucreze în mediul bugetar. În primul rând se încarcă Constituția, iar noi vom ataca aceste prevederi la Curtea Constituțională și considerăm că nu este normal ca să cenzurezi omului dreptul de a lucra, chiar dacă vine din privat și merge în domeniul bugetar. Sunt oameni cu experiență, oameni pregătiți, care pot ajuta ca sistemul bugetar să promoveze și să evolueze. Practic, se creează o disensiune între două categorii sociale, între două categorii de oameni care muncesc, care doresc să participe la decizii, să se implice în vederea ridicării standardului de viață al oamenilor. Este absolut corect ce ați ridicat, pentru că sunt medici excepționali. Bineînțeles. În altă ținută științifică, care practic asigură viața oamenilor, iar ei nu vor mai putea să lucreze dacă au o clinică particulară sau au un cabinet particular, nu mai putea să lucreze în spitalele publice din România. Nu? Asta este... Sunt medici, sunt profesori, sunt juriști, sunt ingineri, economiști și alte categorii de profesioniști care lucrează în mediul privat și ar putea să ajute la dezvoltarea la administrația locală, la dezvoltarea administrației centrale, să vină să-și aducă aportul și cunoștințele în domeniile pe care le acoperă. Și pentru că tot am adus vorba despre metrou și am solicitat ca metrou să fie trecut către municipalitate, îmi vine acum în minte o glumă care circulă în prezent, referitor la faptul că este veselie mare la una din maternitățile bucureștene,
lumea vorbește că s-ar fi născut ministrul care va inaugura metroul Drumul Taberei. Și o altă glumă care de asemenea îmi vine acum în minte, am auzit o discuție între doi prieteni, telefonică, la care unul dintre ei spunea celuilalt: da, știu că am să-ți dau niște bani, știu că ți-i datorez, vino că ți-i dau acum, ne întâlnim la metrou la Drumul Taberei. Care nu există. Care nu există. Știm cu toții situația de la Caracal și nu numai. Ce prevede bugetul pentru anul 2020 pentru apărarea și siguranța publică, dar pentru siguranța oamenilor? În legătură cu bugetul pentru apărare și siguranță națională, avem anumite critici. Au fost alocați pentru anul 2020 29,7% în plus față de 2019, dar doar 6,7% din aceștia au fost alocați pentru ordinea publică și siguranța națională. Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine și siguranță publică a reprezentat permanent o prioritate pentru societate, care, prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai eficiente forme și modalități de realizare a acestui obiectiv. Dar acest obiectiv nu poate fi îndeplinit cu doar această alocare de 6,7%. Noi vom face toate demersurile legale pentru ca la următoarea rectificare de buget sau la următoarele rectificări de buget să se aloce suplimentar pentru a putea dota aceste principale instituții abilitate în acest domeniu pentru crearea unui climat de liniște, pentru intervenția în situații de urgență, pentru siguranța noastră, pentru siguranța copiilor noștri și, de asemenea, pentru siguranța părinților noștri. Suntem în preajma sărbătorilor de sfârșit de an, Crăciunul și anul nou care vine cât de curând. Aș vrea să transmitem din partea Partidului ADER tuturor românilor, celor din țară, celor din străinătate, celor care se află peste tot în lume, să le transmitem o urare de sărbători fericite, Crăciun fericit, să petreceți aceste sărbători în liniște, în pace, cu sănătate, iar anul 2020 care vine să vă aducă fericire, bucurie, împliniri și realizarea tuturor dorințelor dumneavoastră. La mulți ani fericiți! La mulți ani!